Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În platou se află invitatul permanent, domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bună revenit, Tibi. Bine te-am găsit, doar ție și telespectatorilor Bucovina. Mulțumesc că ai răspuns invitației. Avem subiecte naționale, avem și subiecte locale. Ca de obicei. Propuneri, zic eu, interesante, ca de obicei, da? Ca de obicei. Da. Mai întâi propun să începem cu acele consultări care au avut loc la Cotroceni. Președintele Iohannis a chemat pe liderii partidelor politice, delegațiile partidelor politice reprezentate în Parlament, pentru discuții. Da? Runda a treia a fost. S-a ales cu ceva România sau președintele sau partidele politice din în urma acestor discuții? Acum, e bine că se fac consultări. Da. Sunt anumite subiecte importante, cum ar fi legea alegerilor, da? Care ar trebui discutată rapid și promulgată cu un an înainte de alegeri. Consultările astea ce rol au? Practic de a ajunge la un numitor comun. Da? Da. E bine că se fac, vom vedea dacă se și materializează. Și da. Să nu le schimbăm din 4 în 4 ani, din 3 în 3 ani. Asta da, e important. Dar, mă rog, să intrăm, nimeni nu poate, da. Care prevedere sunt mai bune? Alegerea președintelui Consiliului Județean dintr-un tur sau de Consiliul Județean sau alegerea primarului în două tururi? Varianta perfectă nu există. Avantajează pe aici, pe acolo, un partid mai mare sau mai mic. La noi în România niciodată nu o să fie o variantă perfectă. Oricum ar fi, găsim mereu tot felul de chichițe, știi, că nu e bine pentru noi, e bine pentru ceilalți sau invers. Da, bun, consultările astea, repetăți bune, că încearcă să aducă la o masă a dialogului partidele și să fie o societate, spunem, un dialog civilizat între formațiunile politice, între reprezentanții formațiunilor politice din Parlament. Bun, au fost principale trei chestiuni discutate, legea alegerilor locale, care, mă rog, se apropie. Și cum ai spus tu, această lege trebuie adoptată până cel târziu până în iunie, până un an înainte de alegerilor, sau mă rog, un an înainte de alegerile de anul viitor. De anul viitor, apoi vine și, iarăși o problemă importantă, finanțarea partidelor. Foarte multe discuții și dezbateri și foarte multă zgură s-a aruncat pe seama acestui subiect. Și, bineînțeles, iarăși diaspora este în atenție. Cum va vota diaspora? Să ne consumăm energiile pentru diaspora, pentru acest vot? Vorbesc de politicieni. Noi. Te gândeai la noi. Păi nu, dar ce energie, noi, România, ce energie să consumăm? Se organizează cum trebuie, cu secții suficiente de votare. Nu sunt mari energie de consumat. Da? Da. Bun, faci și solicitări oficiale țărilor. Un stat normal trebuie să facă acest sacrificiu. Un stat care respectă cetățenii și cei din afară, da? Da. Care n-au plecat de bine acolo în afară. Corect. Dacă le era bine în țară, rămâneau în țară. Da? Mm. Au plecat în străinătate, evident câștigă foarte, foarte bine. Câștigă bine, unii mai puțin bine. Nu e ușor să muncești în străinătate, da? Departe de casă, de părinți, de copii. Părinți, da. Mereu un străin între ceilalți, chiar dacă stai de 10-15 ani acolo. Și dacă îi respecti pe acești cetățeni care până la urmă ajută și la dezvoltarea țării prin banii care i-au trimis și acum îi trimit mai puțin. Da? Trebuie să le asiguri și lor condiții de, măcar de vot. Că ai văzut, de impozitare vor. Era o idee. Hai să impozităm și pe ăștia de străinătate. 10 euro, da. Da. N-ai făcut nimic pentru ei, ai fugărit din țară, dar hai să impozităm. Că, da. Da, aberant, s-a renunțat la această idee. Bun, acum fiecare lider politic după întâlnirile de rigoare a transmis în ușa Cotrocenului ce a dorit să transmită, ce a înțeles el din acea întâlnire. Colegii de Breaslă din București l-au tachinat din nou pe președintele Iohannis pentru discursul de după, așa, acea conferință de presă. De fapt, a fost mai mult o alocuțiune, un monolog, dialog, discurs care a fost, dat în spațiu public după consultările cu partidele. Așa, și ce a spus? Nu, ideea, colegii de Breaslă din București au început să-l tachineze că, mă rog, președintele Iohannis comunică mai bine pe Facebook decât direct. Că nu s-a înțeles nimic, el care dorește România lucrului bine făcut, cel puțin la o lege, legea alegerilor locale, trebuia să fie profesor, doctor în acest lucru, dacă dorește. Trebuia să vorbească mai mult despre acest subiect. Cum vede el? Un tur, două tururi pentru primar, președintele de Consiliul Județean, direct sau indirect.
Așa o fi acum, n-am văzut ceea ce spui tu. Acum e greu, dacă s-ar fi pronunțat președintele, vrea iarăși, da, în două tururi, s-ar lua într-un tur, automat înseamnă că... Ținea partea cuiva. Ținea partea cuiva. Dar da, iar el acolo, din poziția pe care are domnia sa, trebuie să fie un tip echidistant. Da. Da? Nu mai știu, PSD-ul parcă vrea într-un singur tur, da, primarul, da, PNL-ul vrea în două tururi. Corect. Da, fiecare are diverse dincolo argumente. La președinte, da, Consiliul Județean să vor alege către consilier, în fine. Da. De asta, cu siguranță, dumneavoastră are o părere. Da, dacă ar fi exprimat într-un spațiu public, automat însemna că ține partea unui partid politic. Da. O repet, de pe poziția pe care îi deja, da, trebuie să fie, că își dorește un guvern liberal, asta așa a spus, că asta e natura lui, da? Da. Dar acolo trebuie cel puțin să pozeze și să fie echidistant și echilibrat față de toate formațiunile politice, nu numai din Parlament, din pe scena politică românească. Deci trebuie, noi de aici, din provincie, ca să spun așa, vedem încă pozitivă, eu știu, activitatea președintelui Iohannis, sau cel puțin după această întrunire. Da? Să primim pozitiv. Alea, acum, noi, știi cum noi vedem pozitiv, ca și cum noi suntem mai deștepți ca ea. Nu, nu. Nu, aia... se poate și așa, dacă putem să, și în această perspectivă să... Bun, hai, dacă zici tu, da, fii așa. Da. Dar, nu, ideea e că ceilalți care, să spunem, ziariști acreditați la președinție, știi cum e? Ei trebuie să scrie ceva. Trebuie să scoată o știre. Dar trebuie să scoată o știre. Ori dacă nu este puțin scandal, zice Iohannis, uite, eu vreau așa, ține partea liberală, nu știu ce, știu, da, de aici discuții. De aici pleci, da. N-am ce scrie, răspuns. Atac frontal la, da, PSD din partea lui Iohannis. Da. Și atunci trebuie să scot o știre mai deosebită, că asta e presa românească. Dacă vii cu o știre... Și n-au găsit altceva, decât să spună președintele noi... comunică mai bine pe Facebook? Da, și atunci, uite, deja o știre. Uh-huh. Iohannis e mai bun pe Facebook decât în discursul liber, știi? Da. Bun. O temă propusă de tine, Băsescu, eu mi-am propus să nu mai vorbesc despre fostul președinte, dar, mă rog. Interviul, celebrul interviu, da, de vineri, da? De la realitate. Nu neapărat, eu sincer n-am văzut interviu. Am văzut sâmbătă o intervenție de la Sorin Cosmin Gușă la Realitatea TV, în care îl critica pe Traian Băsescu că ce au spus la emisiune, că n-a văzut să vorbească pe mandatele lui. Da, cumva așa era tema emisiune. Da, dar a rămas cu un gust amar, pentru că la nivelul ăsta, mă refer la nivelul ăsta, o televiziune națională. Da? Da. Ai niște pretenții. Da. Băsescu, cu toate defectele lui, are o mare calitate. Pentru el, personal. Într-o discuție, unul la unul, nu-l bate nimeni. Da? Da, corect. S-a dovedit că și într-o discuție, unul la aici șase, putem vorbi că știi să comunice. Da. Nu vorbim de știu, argumentele folosite sau de corectitudinea... Da, da, corect. Da. Știi să-și... Dar știi să comunici. Da, să-și zdrobească adversarul. Da. Nu numai unul. Acolo au fost 5 sau 6 în studio la un moment. Pe rând, i-au mai schimbat, da. Da. Nu i-a schimbat, că la mata a venit și Bogdan Rare și a spus, da, că eram pe drum, vineau și m-a sunat... Mă rog, da, explic, da. Adică cumva l-a sunat, bă, hai vină în emisiune să-i ajuți pe ăștia, că nu fac, da, față, știi? Eu am rămas dezamăgit, da, asta vreau să punctez, că... De pe stația cui? În primul rând, apostului m-a dezamăgit. Deci domnul Gușă iese și critică că Băsescu n-a avut să vorbească despre mandatele domniei sale. Știm amândoi, când faci o emisiune, ai un invitat, dar ai două variante. Ori îl faci să simtă confortabil, da? Și nu-l ataci dur. Îl faci să simtă confortabil în studio. Tocmai pentru... Aș da drumul la gura, povesti și atunci scoți niște știri frumoase. Bun, ori te iei de el, da? Dacă te iei de el, evident, în orice variantă, trebuie să-i găsiți niște întrebări. Da? Pui o întrebare, nu pui o întrebare de genul, nu spun că asta a fost la realitatea, dar ca să dăm dovadă. Domnule președinte, hai să vorbim despre mandatele dumneavoastră. Da? El spune, doamne, nu vreau, sau, da, sigur, dar știți, sunt alte lucruri mai importante. Ideea, în momentul în care pui o întrebare, tu trebuie să anticipezi dacă cumva îmi dă un răspuns care îmi închide drumul spre dezvoltarea discuției. Și atunci vii cu altă întrebare și cu altă întrebare, da? Știm asta cum să zic. Un celebru. Ce? Domnule președinte, sunteți un marinar. Dumneavoastră n-ați fi în stare nici măcar de atât. Da, pe asta zic. Îl provoci pe... Da, te rog. Ce spunea Octavian Hoandră, nu aveți pe conștiință pe bebelușii care au murit la Giulești? Nu i-am, domnule, sunteți un erușnag. Au fost și jigniri acolo. Da. Da? A venit Bogdan Rareș, da? Ați fost în concediu din străinătate cu Dorin Cocoș. Mințiți, i-a spus Băsescu.
Așa, a, întrebam și eu. S-a repliat rapid, știi? Păi nu poți să vii într-o emisiune cu Traian Băsescu, care știi că e greu să-i faci față, nepregătit. Da? După aia mai ieși și-l critici că n-a spus aia, n-a făcut aia, n-a făcut aia. Pe momentul în care ești, mai ales cu Traian Băsescu, da? Da. Și ești, ai ajuns la 4, 5 sau 6 oameni în studio. Am zis că n-am văzut emisiunea, dar după aia am stat, m-am uitat pe net, la înregistrări, la asta, da? Chiar eram curios. Să vii total nepregătit. Bine, repet, au fost jigniri acolo. A venit Aleș Bogdan, a spus că nu că nu sunteți simpatic, că vă, nu vă suport sau ceva la genul ăsta. I-a spus Băsescu lui, el la fel, nici eu nu vă suport. Chestii genul ăsta. Care e urât. Adică deja? Da. Și... Asta e de chestiuni, un dialog de ușă, de ușa birtului, în fața crâșmii după ce am stat și am servit, hai să ne certăm că și cum mai ești chestia aia cu marinarul, știi? Da. Păi nu dai replici de astea care ți-am zis, mă așteptam... Ce înseamnă să fie, adică pentru domnul respectiv, marinar e o meserie? Da, e o jignire, ai fost marinar, cumva, domne, ai fost un depravat, nu știu. Repet, am rămas dezamăgit de prestația, adică postului chem niște oameni, chem, repet, un om de asta care știi că te toacă dacă nu ești atent și vii complet nepregătit cu întrebări de astea, nu e așa că, sau ce credeți dumneavoastră? Băi, nu cred nimic, sau n-am chef să vorbesc. Dacă am informația că a fost în concediu, da, cu Dorin Cocos, puteam să vin și cu o dovadă. Spun corect, ați fost, nu, mințiți, da, ia uite ce fotografie, am găsit eu pe Facebook, pe nu știu ce, știi? Poate ai informat, dar ce vine și cu dovada. A, nu, că v-am întrebat. Știți, v-am întrebat. Am auzit în târg, am fost prin piața Obor. Am făcut multă vâlvă și am și pe alte posturi. Bun, lăsăm la o parte că te-am băsit cu asta acolo niște chestii, unii porneri lor, care răspuns la atacurile, așa zi, niște chestii interesante. Bun, cine a avut de câștigat din toată această afacere? Publicul, telespectatorul... Ratingul, doar poate. Nu, ratingul, acum, știi cum e? Băsescu te iei tot timpul de Traian Băsescu, dar îl inviți în studio și îl faci mare. Îl faci mare prin indolența ta, aș putea spune, că nu vii pregătit. Da? Și după aceea îl critici că nu vrea să vorbească. Păi, dar nu mai chema în studio și gata, lasă-l în pace. Știi? Da, păcat. Totuși, era bine dacă se rezolva problema sau dacă s-ar fi discutat pe marginea celor două mandate și, evident, în acest context puteau fi abordate subiecte legate de ce s-a întâmplat cu procurorii, de ce au apărut mandate, după 8 ani, Dar cu chestii punctuale. Adică nu spui, noi aveți pe conștiință pe copii. Domnule președinte, în mandatul dumneavoastră s-au redus spitale. Bun, s-a abordat subiectul ăsta. El a venit că s-a redus, că a fost 50 de spitale, care criterii nu știu ce. Da? Vii completare. Da, domnule, dar uite ce s-a întâmplat. S-a redus numai spitale, s-a redus numărul de angajați. Nu s-au trimis angajări. Da? Ca urmare a acestei crize de personal sau ajuns la situații crâncene, cum a fost la maternitatea Giulești. Da? Dacă îmi spui că nu aveți pe conștiință... Deja în fine, hai să... Bun, mai departe. Conjudeceana noastră, senatorul Stelian Amiron, a apărut... a intrat în colimatorul presei centrale, în primul rând. Da? A fost... eu știu, atitudinea ei a fost discutată și răzdiscutată. O să te rog să punctezi tu câteva chestiuni, dar după pauza de publicitate.